Vă salut cu admirație, dragii mei găbuleni, prieteni, abonați ai canalului meu, iubitori de camioane, iubitori de gaming și nu numai. Vă spun bine ați venit pe acest mini-vlog. Astăzi am decis să fac un vlog în care voi prezenta, practic, bagajul meu ca și șofer începător pe comunitate. Am vrut să-mi iau o marjă de precauție și să mă gândesc din timp cam ce aș putea să iau cu mine, pentru că vreau să plec până la Crăciun. Până la Crăciun o să vin acasă, așadar, prinzind și sezonul de iarnă, am zis că va trebui să iau foarte multe lucruri, și lucruri mai groase, și geci mai groase, lejerie de pat, pilot și multe astea. Nu știu acum unde o să le bag pe toate, de aceea am hotărât ca să fac acest vlog în care o să-mi expun cam tot ce am să-mi iau pe comunitate, ce bagaj mi-am pregătit eu până acum. Dacă lipsește ceva și voi aveți cunoștințe despre un mic lucru sau un amănunt ce-mi lipsește, v-aș ruga în costa de comentarii să-mi scrieți acolo, găbu, mai ia-ți și aia și aia și aia, e un lucru bun. Adică mă voi conforma și vă voi asculta și voi mai adăuga la bagajul deja existent, voi adăuga și ceea ce o să-mi recomandați voi. Cert este că o să vedeți în acest vlog bagajul meu ca și șofer pe comunitate pentru prima mea cursă. Deci prima dată când plec, astăzi mi-au venit și atestatele, suntem în 27 septembrie. Mă așteptam pe 1 pe 2 să sun, așa mi s-a recomandat, să sun pe 1 pe 2 septembrie pentru a-mi ridica atestatele. Astăzi mi-au venit mai devreme, suntem în 27, deci e un lucru bun că am timp să plec și să-mi fac și angajarea și să fie într-un ceas bun, să fie bine. Bun, haideți să trecem la treabă și am să iau pe fiecare pare. Sper să nu dureze foarte mult pentru că am bagaj foarte mare, foarte mare, o să vedeți dezastru câte lucruri deja mi-am pregătit. Dacă ceva e prea mult, v-aș ruga să spuneți că de aia n-avei nevoie, trebuia să o lași. Cert este că voi pleca în inițiere cu un băiat din Republica Moldova, Igor îl cheamă, este un băiat deosebit, este un băiat cu un bun simț și cu un caracter fantastic, fantastic, deci atât de bucuros sunt că plec cu acest băiat, recomandat de Leonard, dacă cine îl știe, pe Leo, tot din Republica Moldova, este și YouTuber, cu vreo 40.000 de abonați. Mi-a recomandat băiatul ăsta, am discutat cu el la telefon, mi-a spus, ia-ți tot, unde încape unul, oamenii buni încape oriunde, ceva genul mi-a zis. Și m-a rămas fascinat de atitudinea lui și de asta sunt foarte bucuros. O săptămână, două să stau cu el, iar imediat de acolo, tot o să-mi iau camion, tot acolo să mi se predea camion, deci nu o să mai vin acasă. De asta am hotărât să iau, să-mi fac bagajul bogat și tot ce-mi trebuie, să nu omit absolut nimic, să-mi fac bagajul. Bun, am să le iau pe rând și am să fac, nu știu câte genți o să umplu, dar credeți-mă că am foarte multe lucruri pe care nu vreau să-l las acasă, o să le iau cu mine să nu lipsească absolut nimic, ca și măsură de precauție. Haideți să trecem la treabă, domnilor! După cum vedeți, băieți, mi-am atașat camera pe cap, mi-am conectat-o prin aplicație, ca eu să văd în ce poziție mă aflu. Da, haideți să începem cu geanta cea mai mare, am să o desfac. Îmi cer scuze ce e pe în casă pe la mine, dacă vă uitați voi aici bine, e dezastru. Am și pe aici pe jos, pe pat pe aici e dezastru. Trebuie cumva să le iau, să le atașez, să le pun una câte una, să le pot încadra în două genți măcar. Am foarte multe, foarte multe lucruri care trebuie să le împachetez. Și eu o să încep prima dată cu hainele. Deci asta va fi geanta de haine. Și hai să trecem la treabă.
Bun, o să încep prima dată cu tricouri. Să vedem ce avem aici. Foarte multe haine. Le așezăm aici frumos. Și începem. Una bucată bidon. Aha.
hainele, cred că cam atât. Acum, sunt multe, sunt puține, nu știu, dar mi se pare că am prea mult bagaj. Aici e vorba de haine. O să mai avem vesela și partea electronică. Avem aici partea electronică pe masă, nu știu, mai las din ele acasă, dar nu știu ce să mai las. Aici avem o grămadă de periferice pentru... Unde am să pun eu spray-urile astea? Unde am să pun eu buteliile de gaz? Unde mai bag eu buteliile de gaz? Cred că am să despalc geanta mare, să încerc să le bag pe lângă pernă, pe acolo. Deci astea mă risc și le bag în geanta mare. Bun. Fraților, nu mai știu unde să le duc. Bun. Aici avem două curele de lucru, una mai lată, una mai îngustă, cu clips. E din material de la de King, de fașă de la pânzat, împletit. Sunt foarte dure. Două curele mi-ajung. Așa. Și mai avem una nouă aici, pe care am să o port la blugi, de cam să o iau și pe asta. Nu știu, am luat tot ce trebuie, lipsește ceva, abar n-am. Nu știu, I don't know. Bun, să zicem că aici am terminat în partea asta. Nu știu unde să le mai bag, frate, așa am destul de multe. Da, bun. Aici am o poșetă de gât, în care o să-mi pun telefonul, țigările, telefoanele, de fapt, actele, portofelul, și o să le am aici undeva pe piept, când nu o să pot pune în buzunare. Nu o să am posibilitatea să le folosesc în buzunare, deci ăsta cred că o să-l bag tot în geanta mare, hai să-l lăsăm aici. Bun, până aici e bine. Bun. Aici am un set de... Hai să vedem. Am un set de astea elastice, de ancorat, de, cum se cheamă astea, tată, chinci, de astea de elastic. O să-ți pui, să le agăți pe sus, nu știu, e de ancorat, să ancorezi ceva, o să-mi trebuiască, sunt de toate mărimile, așa am cumpărat la set, așa le-am luat la set, nu știu unde să le bag. Aici am o lampă USB de 3500 de mAh. O lampă super șmecheră. Mi-a spart ochii. Cablu de USB. Luminează o parcare întreagă, chestia asta. De 3500 de mAh, azi de baterie mai are. O baterie stă bine, e ok. Da, deci asta lăsăm deoparte. Bun, ce avem aici? Aici am un ham de piept. Deci e pieptar. Deci asta va veni pe piept aici. Frumos. Și îmi voi atașa camera de acțiune. Îmi va sta, eu cu mâinile pot să lucrez. Și pe piept aici îmi va sta camera de acțiune. Îmi va fi ușor pentru... E de la Telesin. E de la DJI. E calitate. Am și testat-o, am probat-o. Se așează super, super bine pe organismul meu de bărbat feroce. Deci asta o să-mi trebuiască. Unde o să le pun pe astea? Cred că astea o să fie în ghiozdan, cred. Aici. Niște chestii care nu au importanță. Mănușile. Am aici 6-7 perechi de mănuși de lucru. Îmi pun asta. Cred că tot în valiza mare o să-l înghesui, pentru că nu aș mai vrea să mai iau geanta asta. 3 genți, deja e prea mult. Este adevărat că o să stau 2 luni jumate. Voi sta 2 luni jumate, voi sta o săptămână, două, nu știu, băiatul ăla, cred, cum o să mă primească pe mine cu atâta bagaj. Ideea e că am la fund acolo, am bidonul, aragazul. Astea ocupă foarte mult loc. Și mai am aici în geanta asta toată. Am vesela. Aici am vesela toată. Nu cred că mai are rost să o mai scot. Filtrul de cafea. Farfurii. Oale, sede oale.
caserole, linguri, furculiți, tot ce trebuie, vegeta, sare, piper, chili și absolut, deci toată vesela mea este aici, cu niște plicuri, supe, niște chestii pentru paste, niște adauzări de paste, niște condimente pentru paste, sunt multe chestii pe acolo, o răzătoare, nu știu ce am mai luat eu pe acolo, un polonic mic, furculiți, furculițe, nu mai știu ce mai acolo, are mai pentru veselă, nu moare nimeni de foame. Avem aici două odorizante din Iucar, o să pun câte unul, așa, un set de brichete am, bun, aici am niște baterii de la Aerosel A++, care îmi vor prinde bine, nu știu ce am eu, am ceva, dar nu știu ce care le conectez, bun, mai am un brâu aici, mai am un brâu de pus pe spate, foarte bun, cu un material pe spate aici, super, super bun. Și am să-l iau și pe ăsta pentru că automat o să-l port, cel puțin când o să fiu încălzit din interior, din camion și o să cobor. O să-l pun tot în geanta mare, cred că o să-l înghesui în geanta mare, geanta aia e elastică. Dacă observați, voi am dat drumul, ia, să vedem dacă se vede. Am desfăcut fermoarul pentru a mări spațiu, practic, s-a mărit spațiu. I-am desfăcut fermoarul. Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Da. Geanta asta nu cred că mai iau, e mai mică. Și am să o iau pe asta. Dar de ce am să o iau pe asta? Pentru că geanta asta, am observat o chestie la ea, ghiozdan sau ce e asta. Asta o desfac la fund. Atenție. Și o măresc, mă, fraților, mă, fac mai mare. Cred că am să pun bidoanele alea la fund. Bineînțeles, aici o să-mi stea toată aparatura mea, pentru că oriunde mă duc, îmi voi lua, da, și s-a automat, s-a mărit. Deci s-a făcut mai mare, e bun. Ei, și aici îmi vor încăpea multe chestii. O să încep cu spray-urile alea, cred că alea nu cred că o să le mai încapă. Nu mai știu unde să bag și ce să bag. Bun. O să-mi bag rezervele de aragaz aici. Dacă îmi lipsește ceva, dacă credeți că am luat ceva prea mult, nu știu. Aveți încă o de comentarii. Mă ajutați, fraților, să-mi spuneți ce am pus bine, ce am pus rău, ce am luat în plus și nu trebuia. Într-adevăr, am câteva tricouri mai multe, plovere, vreo 5 perii de pantaloni, pe 4-5 perii de pantaloni de muncă, vreo 3-4 perii de traininguri, camașă de noapte, pantalon de noapte, de dormit. Avem aici actele pentru angajare. Aici avem actele de angajare cu avizul, cu cum se cheamă asta, cu cazierul, cu medicina muncii, psihologicul, toate făcute. Aici am o mapă pentru CMR-uri. O să adun CMR-urile toate aici, toate cursurile care o să trebuiască să le predau la companie. Am luat-o să nu risipesc CMR-urile. Aici am o mapă cu placa asta, am pus-o ca să o pun între toate 3 sau 4 CMR-uri când dă, să pot să scriu fără să ca pixul să străpungă foaia de CMR. Aici o să notez frumos. Deci asta trebuie să o trebuiască neapărat. Aici am o oglindă. Pe o parte mă văd mai aproape, pe o parte mai departe. E bună pentru tuns, pentru... Am și mașina de tuns. Mașina de tuns am să o iau cu mine pentru că am făcut eu o șmecherie. Nu știu dacă e pe aici unde am văzut-o eu. Doamne, mașina de tuns. Vreau să văd unde e mașina de tuns. Am căutat un adaptor de... și nu am găsit. Și am făcut eu dintr-un cablu foarte lung cu brichetă de 24. Am tăiat de la cablu original, de la cablu original de la mașina de tuns, am tăiat mufa să potrivească la punct. Am testat-o la mașina mea și merge super bine. Mulți dintre voi știți că am o mașină de genul ăsta cu aspirator, deci cu vacuum, cu aspirație. Aici se umple de păr, desfaci frumos, dai jos, curăți părul, poți să te tunzi oriunde, nu lași un pic de păr în mașină. Capul este reglabil, îl dau de tot jos și pentru barbă, deci nemaipomenit, am de 3 ani mașina asta și își face și pe barbă și pe păr, își face treaba de minune. Deci asta nu trebuie să o uit,
dar momentan n-am să o bag, pentru că am nevoie să mă berberesc eu. Am nevoie să mă berberesc eu acasă. Bun. Puh, cam astea sunt cu hainele. Ce mai am? Ah, mai am aici la brâu să-mi pun, pentru că eu nu, mie nu-mi place să folosesc buzunarele, că îmi sar din buzunare, îmi zdrobesc telefonul, îmi zdrobesc actele, și am să-mi pun pentru brâu mie poșeta asta. E mult mai practic, credeți-mă, că am mai folosit așa ceva, chiar dacă nu mai e în pas cu moda, eu am folosit așa ceva. Aici chiar nu știu ce sunt, da. Aici mai am o lanternă de pus pe cap cu LED. Pentru asta am luat bateriile, o pun pe cap. Poate mă prinde noaptea când fac verificarea la camion. Aici am un briceag, furculiță, linguriță mică, linguriță mare, cuțit, tot ce trebuie. Deci mă ajută foarte mult asta. Are cuțit, are tot ce trebuie aici. E foarte bună și asta. Mai am niște baterii, o ungheră, un foarfec am luat, o bandă izoler, văd că am aici bateriile astea, bun. Bineînțeles că nu, n-o să-l uităm pe Sfântul Neculai. Hai de capul meu. Arma anti-babuini. Adică mai am o șansă. Nu zice nimeni că sunt Dumnezeu cu... Dar nu e considerată armă albă. M-am interesat și la un polițiști și la asta, nu e considerată armă. Atâta timp cât nu provoci victime cu ea, ai voie să o țin după tine, este perfect legală, este pentru intimidare, nu are nicio problemă. Da, deci, ce mai am pe pat pe aici? Sunt lucruri toate de ce ține de foto-video, acumulatorul de la GoPro. Avem aici de la GoPro, de la Garmin. Avem aici Garminul, l-am pus, i-am pus și folia asta în față. 400 de coco m-a costat acest mirobolant Garmin, ultima generație de la Garmin. Bun. Avem frumusețea de laptop aici. Mi-e de-a dreptul drag laptopul ăsta, un i5 generația 11. Super, super, super laptop. E MacBook. Foarte subțire, dați-vă cât e de slim. N-am văzut așa ceva. Și de la Huawei. Este super, super. Licențiat, camera web, dacă o vedeți voi. Nu știu cum să o vedeți voi. Este ascuns aici, între tasta 6 și 7. Vedeți? Am o cameră web. O închid înapoi. Pornește secundă, în 5 secunde a pornit. Slim, e ce trebuie. Și merge foarte bine pe randare. Merge foarte bine pe randare. Eu l-am luat foarte ieftin. L-am luat nou sigilat la un preț de 1500 de ron și 37 pe EMAG. Deci l-am luat foarte, foarte bine. Nou sigilat. Eu am desfăcut cutia. Deci sunt mulțumit. Deci GPS-ul și cu laptopul sunt cele mai mari realizări ale mele. Bun. Ce mai am aici? Aici am mapa cu tot ce-mi trebuie. Mouse-ul, casca Bluetooth, toate conectivitățile, toate cablurile de conectivitate, clipsul de prins, camera când am să o pun la treabă, să prinde pe oglindă. Am aici DJI Mini Pocket 2, super cameră, GoPro 3, microfonul de la camera care o am pe cap, nu camera, de la asta, adaptoare, tot ce trebuie am aici. Bun, am șepci. Am ochelarii de muncă, care și ăștia să nu-i uit. Deci cam ăsta este bagajul meu. Dacă am omis ceva, chiar vă rog să-mi spuneți, pentru a lua a fi la curent. Și mai am pe aici un antiperspirant de la Gillette, nu mai știu. Agenda unde o să-mi notez eu activitățile, toate activitățile și ora plecării, pauzele. Trei șepci care mi-au plăcut mie mai mult. Eu am mai multe pe acolo. Mi-am luat doar 3. O am și pe asta, care m-a costat 15 euro. Are clipsul direct pentru cameră. Mi-a atașez camera direct pe acest dispozitiv. Periuță, pastă de dinți tip
Ăsta e spray apeși ca să nu îți mai strice tubul. Două pălării de cowboy, bineînțeles, asta e telecomandă de la camera mea din cap. Asta o las aici. Am două pălării de cowboy. Asta e mai mult pentru deliciu, de șerif, nu de cowboy. Pentru deliciu. Când facem un... Am o cameră de la Microsoft aici pe care o să o folosesc la laptop separat. După cum vedeți, cutia cu pieptarul. Avem aici adaptorul cu socketuri, cu ieșiri de USB pentru 12-24 de V, maxim 5 amperi, încarcă laptopul foarte bine. Așa, mai am aici ochelari. Când circul cu geamul deschis, am să-mi pun aceste urechi care îmi țin urechile să nu așa. Aici avem drona pe care nu o să o iau prima dată. Avem drona aici cu tot ce trebuie conectiv. Dar nu o să o iau prima dată pentru că nu o să am timp de așa ceva. Poate o să iau mai târziu. Ce aș mai putea arăta pe aici? Am setul în care îmi voi pune toate obiectele de întreținere personală, cu oglindă, pasă de dinți, periuță, tot ce trebuie va fi trusa mea de menaj, de înfrumusețare. Așa, ce aș mai putea arăta? Nu mai știu. Mai am aici o pelerină de antregul de ploaie. Asta e o pelerină de ploaie de antregul pe care nu o să o iau pentru că mi-ocupă mult loc și nu știu unde o să o mai pun. Nu am unde să o pun. Mai am două acolo. Mai am două în geantă. Da, deci cam asta ar fi. Acum să văd dacă reușesc să-mi bag totul ce mai am dintre perifericele mele, laptop, tot ce mai am să bag să-mi cap în geanta asta, ar fi nemaipomenit. Mi-ar ajunge. Deci aș avea două genți plus geanta de campanie, da? Geanta de cu vesela. Și eu zic că ar fi cam ok. Mai am pe aici niște bețișoare de urechi. Mi-am luat două de astea așa, mi-am luat un pic de spirit, felea să mă tai pe la mână, mă dau să mă dezinfectez și apoi o să-mi pun un leucoplast. Mănuși mi-am luat, șosete mi-am luat, chiloței mi-am luat. Ce mi-ar mai lipsi? Nu mai știu. Chiar nu mai știu ce ar mai trebui. Am aici un trepied. Am și piciorul cu ăsta adaptabil, pe care o să-l ridic și o să-l pun în picioare când o să filmez, o să pun camera statică undeva. O să-l pun și o să stea în picioare. Mai am acolo trepiede, dacă vă uitați voi aici în colțul ăsta. Mai am vreo două trepiede, dar nu o să le iau pentru că nu am o să le pun, deja e prea mult. Bun, aici am de la Osmo Mobile, am gimbalul. O să-mi folosesc telefonul S20 de la nenea Titi, de la Miau, de la motanul Garfield. O să-mi folosesc S20 pe post de cameră când o să trebuiască să surprind ceva relativ repede. Nu o să am timp să-mi pun camera acasă sau GoPro-ul. Așa. Ba, aici am zis că am toate perifericele cu ventuze de geamuri, cu încărcătoare la 24 cu 65 de W, să-mi încarcă laptopul nemaipomenit. Apropo, am chestia asta, e pentru telefon, la pieptarul care l-am cumpărat și l-am arătat, se poate monta și chestia asta și pot să pun telefonul foarte rapid. Chestii. Aici am ochelarii de soare, nu de soare, că sunt ultraviolete, sunt foarte bun pentru condus ziua. Așa. Eu zic că în mare am cam tot ce-mi trebuie. GPS am, tot. Mai lipsește ceva? Deja cred că clipul ăsta a ținut mult prea mult, mult mai mult decât m-aș fi așteptat. Geci am, bine. Și pe mine o să mai am gecile care o să le am, o să mai am o pereche de Adidas sau Adidas sau cum se numesc ei, cum se pronunță corect. Dar în mare nu știu ce aș mai putea lua. Chiar nu știu ce aș mai putea lua. La vesel am spus că nu mai desfac, se desface pe lateral. Dacă vedeți, am saci de menaj, castroane, am niște cârpe de bucătărie, am un șervet unde o să întind masa. Asta o să le vedeți voi pe parcurs, când o să pregătesc masa și o să fac o zi,
o zi normală din viața mea ca și șofer de camion începător. O să le vedeți pe toate, cum le scot, cum... Dar eu zic că sunt prea multe. Nu știu dacă mă primesc băieții la microbus cu atâta bagaj. Deci am geantă mare, geantă mai mică, vesela, plus în spate am rucsacul. Iartă-ne, Doamne, că nu știm ce facem. Dar nici nu pot să iau mai puține, pentru că eu sunt genul de om care o să mă schimbă, o să am nevoie de câte ceva și nu o să am de unde să le iau. Așa că, dacă mai lipsi ceva, eu chiar vă rog să-mi scrieți în bucata asta de comentarii. Eu sper că am luat cam tot ce trebuie pentru prima mea plecare pe comunitate. Eu zic că este cam tot ce trebuie. Nu știu dacă aș mai putea lua ceva. Ar mai fi, bineînțeles, medicale. Am să-mi iau niște Nurofen, niște pliculețe de... cum să zic, Fervex sau chestii de astea de răceală, nu știu, niște chestii, o să le ia nevastă mea, nu știu. Dar în mare eu zic că e cam tot ce trebuie. Ei, cam ăsta este bagajul meu, băieți. Încă o dată, până plec, da, atent, mi-au venit și toate, mi-au venit și atestatele, azi le-am luat pe toate, și ADR-ul, și atestatele, și tot, am absolut toate actele cu, cum se cheamă, am cu avizele de la psihologic, de la medicina muncii, tot le-am făcut pe toate, sunt toate, am cazierul judiciar, sunt apt pentru o condus, nu mai trebuie decât să mă duc și să-mi fac angajarea la o firmă pe care o respect deja, are un feedback și recenzii foarte bune și am de gând să stau foarte mult timp aici, pentru că la o mică analiză așa mi-am dat seama că cam 99,9% din cei care lucrează acolo au numai cuvinte de laudă la această firmă și cred că o să mă adaptez și eu cu brio și nu o să fie nicio problemă. Mă voi duce să muncesc, voi munci, nu voi da înapoi de la nimic, o să stau și în vânt și în ploaie și în zăpadă, de asta am luat și atâta bagaj, să am schimburi, să am tot ce-mi trebuie. Da, dragilor, cam atât e vlogul ăsta, dacă am omis ceva. Eu l-am făcut pentru voi, pentru cei care mă cunoașteți de pe gaming. Sper să-mi urmați pașii și să fiți la alături și pe track vloguri sau pe camion, când o să lucrez pe camion de la mine, de la birou de acolo. N-am altceva ce să vă spun decât respect celor care ați rămas lângă mine, indiferent că am făcut gaming sau merg pe la muncă pe camion. Foarte mulți ați rămas lângă mine, mă înclin în fața voastră, iubesc oamenii care mi-au rămas lângă mine și mi-am dat seama de multe chestii acum pe final de carieră de gaming, să zic așa, între ghilimele. Am analizat, am tras linie și mi-am dat seama cum stau treburile în lumea asta și virtuală și societatea civilă. Sunt multe lucruri care credem că sunt într-un fel, dar de fapt ele sunt în altfel. Bun, dragilor, nu mai lungesc vorba, vă pup și ne auzim pe prima mea cursă, prima mea, nu știu, trage la rampă, o să fie o nebunie totală. Pasul primordial este să muncesc și da, printre picături, dacă o să am timp, o să vă mai luminesc cu câte un vlog, o să vă prezint și firma, unde o să lucrez, drumul pe unde o să merg, o să vă fac câteva vloguri. Deci, nu vreau decât să-mi prezint și să-mi promovez firma la care lucrez, pentru că e prima societate care mi-o întinde o mână ca și începător. Fără nicio problemă mi-a întins o mână să mă ajute în inițiere, ceea ce e un lucru foarte mare. Alții ia de-a gata, șoferi gata, pregătiți. Firma asta mi-a întins o mână să mă duc în inițiere, să mă performeze de jos, de la zero, ceea ce e un lucru mare. De aici pleacă respectul. De aici pleacă respectul, pentru că firma asta îmi dă de la început tot ce am nevoie. Nu mă doar folosește sau nu doar mă ia că am experiență. Și fără experiență mă ia, cu speranța că eu voi rămâne la firmă și voi continua și voi respecta ceea ce mi se va cere. Eu vă pup, vă respect, toate cele bune și ne auzim pe vlogul următor. Baftă, băieții!